Trenul Intervecio numărul 378 în direcția Curtici, Lakashazo, Budapesta, va pleca de la linia 1. Vă rugăm, păstiți în vagoane. Trenul circulă fără oprire până la Aradul Nou. Trenul va opri în stațiile Aradul Nou, Aradul, șoferi. Acesta a fost trenul Regio 2620, Lovrin Periam Timișoara Nord, automotor Săgeata Albastră. Și se va pregăti pentru plecare de aici, de la linia 1, trenul internațional Interregio 378, Timișoara Nord, Budapești, Cheleti. Da, dragii mei, dragi prieteni, se pare că se va pregăti trenul Interregio 378 și vă spun tuturor, bine v-am regăsit și bună dimineața tuturor la cel mai adevărat matinal al clipului feroviar despre care propun să mai vă povestesc câte ceva și cam asta e tot. Pleacă 378-ul. Tren Interregio Internațional 378, Timișoara Nord Curtici, Budapest Cheleti, tractat de locomotiva electrică EA735 a depoului Timișoara și s-a dus. Și tocmai mă voi pregăti și eu pentru îmbarcarea către prima mea garnitură, Regio 11121, Timișoara Nord Cruceni, care va pleca dita mai la 7 și 15 minute de la linia 5 Reșița. Da, o să cam povestesc puțin, să vă mai dezvălui câte ceva făcând un bilanț. Până acum am făcut două sesiuni de train spotting. Mai întâi s-o luăm cu data de 9 a 11 a 2022, deci miercuri seara pe data de 9 am filmat trenul Interregio Night 79 Muntenia Budapest Cheleti Timișoara Nord București Nord, tractat de locomotiva Bombardier Trax 009, care a fost la tracțiune miercuri seara. Apoi ieri
La Arad din nou, pentru a doua oară am surprins-o iarăși pe 306, doamne, pe 79, dar de data asta a fost ieri cu Bombardier 002, Trax 002 125, cum ar fi 125-002. Și pe lângă toate astea am mai prins locomotivele 895, 034 și am mai prins iarăși tot așa. Bine, 034 și 895 fiind ambele a depolului Arad, deci aceste două locomotive le-am mai filmat, plus automotorul ăla de la Regio Călători, de fapt AMX-ul, care a plecat ca Regio 11211. Ăsta, doamne, era să zic Timișoara, dar nu, Arad Nădlac. Apoi am mai prins Regio 2000 și ceva, ce venea de la Simeria cu Malaxa și cu locomotiva aceea despre care vă ziceam, 034. Da, și uite că iarăși vine ceva. Cred că locomotivă, nici eu nu știu ce-o fi, dar ia. Ei, într-adevăr o locomotivă electrică. Nu știu, după analiză ce-o fi, ce n-o fi, că n-am cum să-mi dau seama și să gândesc mai profund, aprofundat, că a vedea e cu totul altceva și când adică atunci pot să-mi dau seama, dar dacă nu am cum vedea, da, n-am cum să-mi dau seama ce locomotivă e. Da, câteodată îmi dau seama după auzire ce îi, dar nu tot timpul. Că niciodată nu pot să fiu sigur pe mine, că odată ziceam mai de mult că era locomotiva nu știu ce depou și când încolo din greșeală am încurcat, da, am confundat și am și făcut multe confuzii, dar se mai întâmplă că fiecare pasionat greșește, nu e prima dată. Că nu numai eu, dragii mei, să nu credeți asta, că sunt feroviari foarte mulți pasionați care și ăia care văd, da, păi eu, câte nu încurcă, da, se mai întâmplă, oricum, stați liniștiți, că știți cum e vorba aia, că odată ce greșești, te corectezi, nu e nicio problemă, că fiecare mai ni se întâmplă câte ghinioane. Referitor cu ziua de ieri, pentru prima dată am fost ieri la Brad, da? Deci Brad, municipiul Brad, județul Hunedoara, zis Țara Moților. Am fost ieri, prieteni, gândiți-vă, mi-a plăcut să explorez, nu neapărat partea orașului, marginea orașului, cum s-ar zice, și am explorat o locomotivă de tip LDH, care se spune că era trasă pe o linie moartă de multă vreme, dar era, cred că, cu aburi, Dumnezeu știe, nici eu nu mai știu, dar cu aburi cred că a fost. Ce vreau să vă spun, referitor cu Brad, linia 317, chiar mi-a plăcut, dragii mei, deci, și chiar v-a sfătui să circulați pe linia, că e o linie foarte pitorească. Da, vine Aradul 348. Da, nu știu dacă o să mai stau eu până atunci. De fapt, nu cred. Destul. Ok, da, trebuia să mă opresc ca să difuzez și anunțul pe partea de fundal a filmului. Ok, vreau să mai povestesc puțin, că am rămas să continui ideea cu linia secundară 317 și
Chiar vă recomand, dragii mei, dragi prieteni pasionați feroviari, să explorați acea linie de cale ferată, pentru că chiar aveți ce învăța și ce descoperi, mai ales de la Șiria, dacă nu mă înșel, deci între Șiria și Brad, tot Ronson, mai exact de la Sântana, dar bine, peisajele normale încep de la Șiria, de a vedea cu ochii liberi. Deci de la Șiria până la Ineu, apoi la Gura Honț și așa mai departe, veți vedea foarte multe dealuri, păduri și zone pitorești cu munțișorii aia care, cred că, nu știu dacă un pasionat te-ar fi văzut, poate eu ar fi văzut, dar poate... vine de la Lugoj, 9571, da, dar nu știu dacă voi sta la... Deci nu o să mai stau... da, asta vreau să vă zic. Referitor cu linia 317, chiar recomand tuturor să explorați acea linie și pe timpul iernii și pe timpul primăverii. Eu nu o să mai merg, cred că, până în primăvară. Poate la primăvară, la vară, cred că, nici eu nu știu, dar la primăvară aș zice mai bine că nu e atâta nici rece... Chit că, na, eram și obosit, nu eram nici bine pregătit, adică bine, eram pregătit într-adevăr, dar, cum să vă spun, n-am apucat nici multe să vizitez, dar o să vizitez eu, cel mai probabil prin primăvară, prin vară, când o fi mai cald, că acum cum e cu frigul ăsta, cu vremea destul de răcită, e... problematic și atunci vorba aia, mai prefer să am grijă de sănătatea mea, că asta contează și nu prefer să, eu știu, să pun preț în altă parte decât doar pe mine, nu pe altă. Da, una e să pui pe o pasiune și alta e să fii doar bine dispus. Dar ajungând la concluzia asta, eu cred că, cum am mai spus și ieri, vă mai repet, dragii mei, și să nu uitați doar atât un singur lucru. Știți că ceea ce v-am zis eu, nu știu dacă alții v-au zis, dar eu cel puțin, deci ca adevărat pasionat feroviar și ca simplu, de fapt, pasionat feroviar, doar atât am să o mai spun și să o spun doar cu încredere. O pasiune feroviară, cea mai adevărată pe care fiecare sufletist o are în minte, în inimă, în suflet, nu înseamnă doar CFR, doar tren, doar tramvaie, metro și așa mai departe. Înseamnă și lucruri istorisite. Dacă vine vorba, de exemplu, despre anii din trecut, cum ar fi locomotive cu aburi, cu toate alea, cu, eu știu, muzee, ce-or fi ele... Chiar ar trebui să apreciem, dragii mei, și am mai spus, cred că ieri, ce e valoros în întreaga pasiune feroviară, trebuie să știm să apreciem, că nu putem să ne dăm cu palmele în piepți și să zicem, gata, păi ne plac trenurile, dar în loc să ne placă trenurile, de ce să nu apreciem și niște lucruri valoroase? Păi, până la urmă, dragii mei, eu cred că asta ar trebui. Bine, una e că eu nu că n-aș fi vrut aprecia să, nu credeți asta, eu n-am fost încă. Am fost ieri, am observat la Brad cum e, v-am mai spus, chiar m-a determinat lucrul ăsta să spun, în afară de trenurile de la CFR, de la operatorii, la astea, trebuie să ne gândim până la urmă și la niște valori, că valorile alea pentru noi, până la urmă, sunt niște simboluri, adică niște istorisiri pe care istoria chiar ne-a învățat, ne-a spus că cu ani în urmă câte locomotive nu erau pe vremuri, cu aburi, cu toate alea. Și de atunci, ce vreau să vă spun, eu nu mai prefer să mă iau după nu știu cine, să zic, că dacă nu ești pasionat feroviar, ce, că... nu e un lucru bun. Dragii mei, cine vă zice chestia asta,
Cine vă zice chestiile astea, să știți de la mine. Ăla nici nu știe ce habar are. Ăla dacă a văzut vreodată că mai există și credință în Dumnezeu. Nu, prieteni, trebuie să știți un singur lucru. Dacă vrei cu adevărat să fii atras de niște lucruri, de niște pasiuni, până la urmă și la urmă, noi trebuie să știm să apreciem. Nu știu dacă, eu am mai spus și cred că, da, și în alte țări e așa, dar bine, în alte țări să nu credeți că valorile nu sunt respectate, ba. La noi problema, știți care e? La noi totul punem pe niște monumente, dar noi de ce nu le apreciem? Aia este semnul întrebării. Eu vă dau un exemplu, să zicem că dacă n-ar fi pasionat feroviar, zic așa, ar fi unul străin și s-ar duce să, eu știu, ați văzut cazuri, câte cazuri nu s-au întâmplat și la cei care nu sunt pasionați. Vorbim de un automotor de zero, care cu un an în urmă, să nu uităm, a fost măzgălită cu grafiți, cum li se zic aia, grafiți. Ei, asta vreau să vă spun că aici nu prea apreciem. Dacă noi am aprecia, cred că am fi o țară, gândiți-vă, mai mult, mai ceva ca afară. Deci până o să ajungem noi o țară civilizată, mai e mult, mult, foarte mult și să știți. Eu ajung la concluzia asta, ce am eu, pasiunea feroviară, cred că merită. Nu numai despre tren, despre tramvai, despre metrou, despre nu știu ce. Pasiunea feroviară trebuie să ai și o valoare pe care să știi să o apreciezi. Și vă mai repet, principalele valori sunt și locomotivele din epocă, cele vechi, cum ar fi alea cu aburi, cum ar fi alea de la Reșița, oricum, bine că mi-am adus aminte, chiar o să explorăm împreună, o să vă arăt o dată și o dată, dar nu promit nimic, că știți cum e vorba aia, că una e să promiți, una e să faci și știți cum e, eu nu am fost genul ăla să promit sau astea, dar dacă voi ajunge acolo, doar atâta am să o spun, merită să fii și turist, cum s-ar zice, pasionat feroviar turist, adică să te duci să vizitezi niște locomotive cu aburi și adică acel muzeu, cum ar fi, de la Reșița, ceea ce chiar aș avea de gând. Ce vreau să vă mai spun, acest lucru, ceea ce practic noi, pasionații feroviari, noi asta vrem să demonstrăm, că putem fi mai hotărâți. Poate noi odată și odată, noi zicem că acum nu reușim să devenim ceferiști. În realitate, să știți, am mai văzut oameni, de exemplu, de vârstă cu mine, aceeași vârstă, 22-23, care ei cu gurile lor ziceau că vor să se facă mecanici de locomotivă. Foarte bine. Asta, deci, prieteni, asta ar trebui să ne întrebăm. Cum putem fi noi, oare, meseriași feroviari? Sigur că din pasiune. Alții din pasiune, alții poate că n-au nici ce să pună pe masă, acasă, dar ajungând la concluzia asta, eu cred că sunt zeci de talentați care vor să devină feroviari și există lucrul ăsta. Uite, Malaxa! Malaxa a seria 900! Dumnezeu știe, 900 și, care vine de la Stamora, a venit. Sau de la Lugoj, de la Buziaș, Lugoj, Dumnezeu știe, nici eu nu știu, dar cred că de la Stamora a venit. Acum ce vine? 348. Ia, haideți-o, da, nu, că gen o prind. Deci cred că aș prinde-o la cadru pe 348. Da, e și
cu o locomotivă de Arad, cred că, nici eu nu știu, Timișoara, Arad. Și o fi, o fi, da, să zicem. Da. Da, ce vreau să vă zic, cam asta e. Cam astea sunt nopțile și zilele mele feroviare. Zilele feroviare, de ce eu zic asta? Pentru că am avut la filmări până-i lumea. Am filmat la trenuri, cred că o grămadă, și la imagini, dacă nu vă mai zic, tot o grămadă. Deci, nu știu dacă și alți pasionați au făcut. Bun, acum nu vreau să mă laud sau astea, că da, nu-i bine, nu e o chestie de laudă, e o chestie de, până la urmă, e o chestie de pasiune, e o chestie de respect. Da, că tot vorbeam treaba asta, referitor cu simbolurile, cu valorile pe care asta ar trebui să ne valoreze până la urmă. Noi trebuie să știm să apreciem. Una e să fim doar pasionați de joante, de trenuri și asta, dar noi trebuie să fim pasionați și de niște lucruri care ține de valorile pasiunii. Și exact asta ajungând la concluzia ieri, fix la brad, că până la urmă și la urmă, dacă vezi cu suflet o locomotivă cu aburi, de ce să nu o fotografiezi sau să o apreciezi ca pasiune. La fel și o malaxă, dacă aș vedea trecând în fața mea cum a fost cel de Stamora, eu apreciez, nu, Doamne, eu... Deci, prieten, eu am mai spus, pentru mine trenurile nu înseamnă doar un singur operator, o preferință, un gust, un moft. Deci astea, prieten, să nu aud pe unii că vă întrebați la mine că de ce sunt pasionat de toate. Păi eu sunt pasionat de toate pentru că așa și trebuie. Nu că din obligație sau nu știu ce. Eu, cum îmi pasiona feroviar, eu apreciez toate. Orice. Că-i tren, că-i malaxă, că-i automotor, că-i alt operator, că-i nu știu ce, că-i marfar. Deci, prieteni, trebuie să... Bine, da, într-adevăr sunt și alții care poate nu le plac ce le plac eu. Poate nu le plac din toată pasiunea asta feroviară atât de multe cât îmi plac mie. Dar... Eu atâta vreau să vă spun, să nu vă aud că mă întrebați că de ce îmi plac mie toate și asta. Nu, îmi plac mie toate pentru că așa e frumos până la urmă. Adică cu asta crescusem, cu asta m-a ajutat Dumnezeu, cu asta mi-a dat. Și atâta îi mulțumesc lui Dumnezeu că îs egalitate ca toată lumea, ca oricine. Ca... Nu, adică eu nu mă declar... un caz pierdut, ca să zic așa. Eu nu mă declar. Și nici nu aș avea de ce. Adică, Doamne iartă-mă să zic că sunt caz pierdut, că tot îi aud că se oftică mulți, că zic, că ăla dacă nu vede, că ăla dacă nu știu cum. Băi, trebuie să vă iese chestiile astea din cap. Nu există pretext de genul. Eu am mai spus, pretexte de genul eu nu pot să accept. Deci, scuzați-mă, dragii mei, adică ne facem că nu auzim sau că plouă? Haideți pe bune! Da, România, într-adevăr, când aud că ești persoană cu dizabilități, ești luat prin batjocură. Dar odată și odată să vedeți că o să se termine cu chestiile astea, adică cu chestiile astea în ce sens? Că nu o să mai spună mulți, că ăla, că nu știu ce, că nu știu cum. Băi, prieteni, și dacă vezi și dacă nu vezi, sau ai alte deficiențe, până la urmă, și la urmă, tot aceeași egalitate de oameni suntem. La fel, cum sunt eu pasionat de tren feroviar. Eu sunt exact ca voi toți. Nu există. Dacă, da, Doamne ferește, mai prin câteodată mai periclitat la imagine. Da, cu toții mai pățim, mai avem ghinioane, mai greșim, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne luăm de ăla sau să mă ia unul peste picior să zică, că nu știu ce, știți, chestii din astea de genul. Nu, prieteni, trebuie să vă iese chestiile astea și dacă vă spune cineva sau astea, voi trebuie să spuneți un singur lucru. Doar atât. Eu atât vă spun.
fiecare dintre noi, cum ne-a lăsat Dumnezeu, suntem egali. Asta e singurul lucru ce trebuie să ziceți. Nu să ziceți, că nu știu cum, nu știu ce. Bun. Avem o locomotivă de tip GM care este la tracțiunea trenului 1831. Atenție, locomotiva GM-ului a fost ieri la Arad, la 1833 până la Timișoara. Chiar am surprins-o, doar că plecarea nu i-a putut prinde ca lumea și bineînțeles că partea cu plecarea n-am putut să o filmez ca lumea, de ce? Că mai era un tren în fața mea atunci și nu i-am putut prinde ca lumea și am zis că cel mai bine prefer să șterg și am șters partea aia și nu mai am nicio treabă cu ceea ce a fost. Cam așa-s diminețile feroviare, dragii mei, închei acest videoclip de aici din gara CFR Timișoara Nord cu o dimineață destul de proaspătă, o forță destul de proaspătă, pasiunea feroviară mult mai îmbunătățită. Ceea ce, asta e sfatul meu, să nu uitați ceea ce v-am spus. Cu bunul Dumnezeu înainte trebuie să știm de acum înainte să apreciem orice, orice valoare din toată pasiunea feroviară, dar bine, eu nu vă oblig, Doamne iartă-mă, fiecare apreciază ce îi place, dar eu am ajuns la concluzia că și niște locomotive de epocă, cum cele cu aburi, trebuie apreciate, trebuie meritate, promovate în întreaga pasiune, ceea ce eu voi intenționa lucrul acesta, doar că deocamdată nu promit încă nimic până nu văd ce se mai întâmplă prin jurul meu, adică în sensul că să nu fie, eu știu, vreo problemă de sănătate, să nu am probleme de, eu știu, de altceva sau astea, Doamne ferește, dar vedem, oricum. De la mine vă spun eu, fie ca bunul Dumnezeu să vă ajute și doar atât am un singur cuvânt, să o spun. Înainte de a spune că trăiască calea ferată și întreaga pasiune feroviară, este să fim bine oameni și să apreciem orice din jurul nostru. Și e important că Dumnezeu e cu noi, cu toată lumea și cu oricine. Trăiască pasiunea feroviară, trăiască întreaga cale ferată și, nu în ultimul rând, și gara CFR Timișoara Nord. Cu Dumnezeu înainte, eu vă spun să vă fie bine tuturor, la toată lumea.